În cursul acestei nopți, între 30 septembrie și 1 octombrie, va avea loc un fenomen astrologic care se petrece odată la 32 de luni. El este cunoscut de către specialiști ca luna neagră, pe care multă lume îl asociază cu apocalipsa. Despre acest fenomen s-a discutat săptămâna trecută la Bârlad, la întâlnirea membrilor asociației Sirius, din care face parte și romașcanul Tit Tihon. Am vorbit zilele trecute, am vorbit despre acest lucru, și pe 16-17 septembrie la Bârlad, la simpozionul Asociației Sirius, când spre noapte cu colegii mei am făcut ceva observații la acea eclipsă în penumbră. Atunci am spus și spun și acum că această eclipsă în penumbră aduce și următorul fenomen, fenomenul de lună neagră, aduc niște transformări legate de ceea ce cunoaștem noi în acest univers pământean. De altfel, nu mai eu spun că posibilele cutremure și calamități care pot urma sunt prognozate și de specialiști de la meteorologie care au ieșit în ultimul timp în mass media și au vorbit despre aceste lucruri. Deci vorbim de oameni care au un statut științific destul de ridicat. Fenomenul astronomic se produce atunci când partea iluminată a lunii este prinsă în umbra pământului, situație în care astrul ceresc nu mai poate fi observat. Dacă prima zi a lunii septembrie a adus cu ea un inel de foc și o eclipsă de soare, prima zi a lunii octombrie aduce cu ea fenomenul de lună neagră, care va fi vizibil în emisfera vestică a pământului deasupra Americii de Nord și în vestul Europei. Cei înclinați spre obscurantism țin să asocieze fenomenul cu apocalipsa, prevestitoare a sfârșitului lumii.